Transferuri pe bandă rulantă la Pandurii. Clubul Gorjean a anunțat cel de-al cincelea jucător care a semnat cu Pandurii. Este vorba despre fundașul central Jordi Bujis din Olanda. Jucătorul de 27 de ani a fost monitorizat de mai mult timp de clubul Pandurii. A debutat la Feyenoord Rotterdam în 2007, acolo unde a efectuat și junioratul. În 1995 a fost convocat la naționala Under 17 a Olandei, participând la campionatul european când Olanda a ajuns în finală, acesta înscriind golul victoriei din semifinala cu Italia. A participat de asemenea cu o naționala Under 17 la campionatul mondial din Peru, unde Olanda a ocupat locul 3. A fost apoi component al loturilor naționale Under 18 și Under 19 ale Olandei, totalizând 29 de prezențe la echipele naționale de tineret și juniori. Ca senior a jucat pentru Feyenoord din 2007. În perioada 2011-2014 a jucat pentru NAC Breda, iar în 2014 până în 2016 la Herenveen, la începutul acestui an fiind transferat de Roda Kerkrad. Cu echipa Pandurii Târgu Jiu au mai semnat în acest sezon mijlocașul spaniol Armiche Ortega Medina și Ovidiu Herea. Claudiu Voiculeț a semnat tot pe 2 ani. De asemenea și mijlocașul nigerian în vârstă de 32 de ani, Cristiano Bodo.